Cuvântul și expresia zilei. Astăzi voi continua cu aceste cuvinte compuse și voi vorbi despre floarea soarelui. Este o plantă înaltă de culoare galbenă care se întoarce, se rotește. După soare, ca și cum această plantă ar căuta soarele care este pe cer. Sunt două substantive, o floare și un soare, scrise cu liniuță la mijloc. Să vă dau și. Câteva exemple. În drum cu mașina spre Cluj am văzut multe câmpuri cu floarea soarelui. Adică, pe drum am văzut multe zone cu această plantă care se numește floarea soarelui. Exemplu numărul 2. Uleiul de floarea soarelui se face din. Ați ghicit? Floarea soarelui. <laughs> Știți că atunci când facem de mâncare, avem mai multe feluri de ulei. Ulei care rezistă la o anumită temperatură înaltă și unele care nu rezistă la o temperatură înaltă. Există ulei de măsline ulei de floarea soarelui, ulei de cocos, multe feluri de uleiuri, de rapiță, de exemplu. Ok? Atât pentru astăzi. Vă urez o zi excelentă și ne auzim mâine pe mini-podcast. Numai bine!